Mă bucur să-l am alături de mine pe domnul inginer Mircea Pteancu, un om deosebit, pasionat de astronomie, organizator a câtorva conferințe de astronomie în anii 90, a construit primele telescoape Dobson sau a contribuit la construcția lor tot atunci, în perioada aceea. A publicat numeroase articole de popularizare științifice. Are o carieră extraordinară în domeniul astronomiei, în cultură, în educație. A organizat foarte multe acțiuni de popularizare și toate acestea îl recomandă pentru Premiul de Excelență în Astronomia Culturală pentru 2021. Nu voi spune mai multe, las pe domnul Pleancu să ne vorbească puțin despre realizările sale. În primul rând vreau să profit de această ocazie și să îl salut pe domnul profesor Adam și întreaga sa echipă care organizează acțiunea de la Bârlad cu ocazia 20 de ani de la fondarea Asociației Astronomice Sirius. Îi salut și pe dragii mei colegi și dragile mele colege din Societatea Română pentru Astronomie Culturală și inima mea este alături de voi, de toți. Aș vrea să fiu și eu acolo și să particip la noua conferință a societății. Domnul Marc Franco, președintele societății noastre, a cam zis tot despre mine. Ce să mai adaug eu? Am să adaug câteva cuvinte. În primul rând, vreau să mulțumesc Comitetului Director al Societății Române pentru Astronomie Culturală pentru distinția pe care mi-a dat-o. Un astronom amator din generația mea, după ce se bucură pentru o asemenea distincție, în sinea lui se uită și zice: ia uite ce risipă sticla asta bună, de aici ieșea o oglindă bună de vreo 20 de centi. Așa. Dar, bineînțeles, glumesc. Mulțumesc foarte mult pentru acest premiu. Să spun câteva cuvinte cum am ajuns aici. În primul rând, a fost o mare surpriză pentru mine în această vară când am primit un e-mail de la domnul Franco, în care a fost anunțat că am fost ales pentru ca să primesc acest premiu din partea societății. Am început să mă ocup cu astronomia de amatori la 12 ani, așa ca și majoritatea dintre noi, cu lunete din tuburi de carton și lentile de ochelari, lunetele pe care astronomii amatori din Ungaria le numesc bătăuci, faza faptului că sunt de diametru mic și sunt de obicei foarte lungi. Am ajuns la astronomie prin science fiction, prin paradoxala aventură a lui Om în Zatu. Și să citesc romane SF, după care am început să fiu interesat de aștrii pe care aveau loc acțiunile romanelor SF, dar trebuie să ne pregătim pentru viitoarea noastră carieră de astronaut, că atunci încă mai visam că este posibil să devii astronaut, așa credeam eu. Și uite, așa am ajuns la astronomie, după care, odată cu perioada adolescenței, am avut niște preocupări îndepărtate de astronomie. Interesul pentru astronomie a revenit la 24 de ani. Eram student la Brașov, vreau să spun așa. M-a înțepat la inimă o frază a lui Victor Nadolski în care povestea despre marele William Herschel cum și-a șlefuit el oglinzi. Și uite așa am zis, uite, eu am să fiu un mare inginer și o să fac telescoape mai mari decât ale lui Herschel.
Abia am reușit să fac până la urmă niște telescoape cam cât căutătoarele lui Herschel și cu toate acestea sunt foarte încântat de ceea ce am văzut cu ele. Primul telescop adevărat l-am construit în 1990 folosind o oglindă șlefuită de către răposatul și regretatul Gavril Dekeș, membru al grupului de astronomi din Banat, dar despre aceste lucruri am să povestesc mai pe larg în capitolul cărții despre astronomia din Banat, care este în pregătire și eu fiind codaș dintre toți autorii, totuși și eu mă apropii de finalizarea capitolului respectiv. Din acel grup, în afară de Dekeș, mai făcea parte Nicolae Reinholz, care a construit tot cu oglindă Dekeș, unul dintre cele mari telescoape de amatori din România. De fapt, timp de 20 de ani, telescopul a fost cel mai mare telescop de amator din România, cu o oglindă de 30 de centimetri. Au făcut parte colaboratori ca și Benny Olah, Tavi Stănescu, cel care astăzi este recunoscut ca și cel mai bun optician din România, care a ajuns să șlefuiască oglinzi de până la 65 de centimetri diametru. Prietenul meu, Cilo Gotilo, făcea parte din grupul respectiv. Ei, în cadrul acestui grup, eu m-am apucat cu o oglindă de la Becker de 16 centimetri diametru să construiesc prin 1986 un telescop ecuatorial cu montură germană, cu contragreutate, cu mișcări fine și așa mai departe. Într-unul din articolele mele este o poză a EPAVEI, acestei monturi ecuatoriale. În orice caz, m-a prins anul 1990, telescopul meu era încă pe nicăieri, cum se zice pe aici, pe la noi. Și atunci am schimbat macazul și am construit primul telescop Dobson din România, pe care l-am și prezentat și l-am folosit la cea de-a doua întrunire națională a astronomilor amatori din 1990. După care, folosind acest telescop, în 1992 am avut bucuria să reușesc, sprijinit de către Universitatea Populară și Muzeul Județean Arad, să organizez primul Astronomy Day la 9 mai 1992. A fost o acțiune foarte reușită. Spre surpriza mea, au participat cel puțin 240 de persoane la această activitate, ceea ce ne-a dat aripi și împreună cu prietenul meu Cilo Gotilo, care între timp și-a construit și el un dobsonian de 19 cm, tot cu oglindă Dekeș, care este al treilea dobsonian construit în România după știința mea, ne-am apucat să facem ceea ce astăzi se numește sidewalk astronomie, astronomie populară. E efectiv, de zeci de ori, nu, avem înregistrate în procesele verbale ale astroclubului dățile în care și cam ce obiecte am observat, câte persoane din public au participat. Am luat legătura în aceeași perioadă cu Web Society, societatea care perpetuează moștenirea spirituală a lui Thomas Webb, considerat de către mulți părintele astronomiei de amatori din lumea întreagă. Am trimis o scrisoare la o adresă pe care am găsit-o într-una din revistele care le primeam de la Dekeș ca să-i traduc. Măi, tradu-mi articolul ăla, tradu-mi articolul celălalt, îmi spunea că avea cadou pe oglindă din când în când și am găsit acolo o adresă, am trimis scrisoarea la adresa respectivă, scrisoarea a fost publicată, cred că a fost una dintre primele ieșiri ale astronomii amatori în domeniul Deep Sky.
Am anunțat acolo agenda noastră a observatorilor de obiecte ale cerului profund din România, care este foarte simplă, vrem să vedem tot. Și ne-am apucat și de atunci am văzut câte ceva. În acest moment eu sunt pe la jumătatea listei Herschel 400, prieten și colaboratorul meu Armand, el a observat întreaga listă Herschel 400, asta vine în mod firesc după observarea întregului catalog Messier. Iar între situația de acum și situația despre care am vorbit din anii 90, s-au întâmplat multe acțiuni de popularizare pe care le-am desfășurat în numele Astroclubului Galaxis. Prin 2008, m-am înscris și pe forumul astronomy.ro, unde am devenit moderator. Am publicat acolo o groază de rapoarte de observații, discuții ale observațiilor proprii sau ale colegilor mei, îndrumări pentru colegii începători. În 2017 m-am alăturat Societății Române pentru Astronomie Culturală, moment care coincidea binișor cu retragerea mea din activitatea profesională de inginer. Am activat îndeoseb în domeniul prelucrării metalelor, construcțiilor sudate, mașini unelte, o parte din activitatea mea, iar restul în companii transnaționale care executau cablaje auto, instalații electrice. Am avut o viață profesională presantă, agitată, cu foarte puțin timp liber. Mă și mir acum cum de-am reușit să și fac observațiile atâtea câte am făcut. Însă odată cu alăturarea mea la Societatea Română pentru Astronomie Culturală și având timp liber, am început să mă ocup pe larg despre celălalt hobby important al meu. Ceea ce contează la mine pe primul plan, bine, nu vorbim de familie și lucrurile din viața personală, vorbim despre hobby-uri. Lucrul cel mai important pentru mine este să fac observații. Dacă e senin, ies să fac observații, cum zicea domn profesor Sonoc, profesorul nostru de educație fizică, dacă tună fulgeră, trăznește la trei, ești pe Gloria, la antrenament, adică dacă plouă, amânăm concursul. Deci așa și eu. Dacă să văd stele cât de cât, Miciulica este afară cu telescopul și face observații. Și în al doilea rând, mă interesează istoria astronomiei cu accent pe istoria astronomilor amatori români. Mie mi-s dragi astronomii de toate felurile, inclusiv astronomii profesioniști, dar cei mai dragi îmi sunt astronomii amatori români. Când m-am apucat să scriu primul articol pentru ca să-l prezint la conferințele SRPAC, am crezut că din 5-6 pagini mai zic ceva despre Anestin, să vedem cine a mai fost prin preajma lui, amiralul Urseanu, știam la vremea respectivă mai 2-3 nume și terminăm cu istoria astronomiei de amatori. Cu cât mă aplec însă cu mai mult timp asupra trecutului nostru, cu atâta descoper lucruri surprinzătoare. Noi, după Societatea Astronomică Română, înființată de Anestin în 1907, am avut o altă societate de astronomie înființată la Iași de către Lazar, inginerul Lazar Florin, elev al lui Anestin.
Anul acesta au fost niște discuții foarte aprinse. Niște amatori de la Astroclubul București au dorit să revigoreze Societatea Astronomică Română Flammarion, să o readucă la viață și Astroclubul București să continue activitatea societății respective. Din punctul meu de vedere, n-ar fi fost o idee rea. În România, armatorii în România au nevoie de o societate de astronomatori, chiar dacă nu își dau seama. În cadrul discuțiilor legate de acest subiect s-au făcut afirmații referitoare la faptul că Societatea Astronomică Română Flammarion s-a autodizolvat. Nu este adevărat. Nu am adus cu mine. Am documentul, am buletinele Societății Astronomice al Franței, în care în 1935 Ionescu Orion semna materiale și se prezenta ca secretar al Societății Astronomice Române. Societatea Astronomică Română nu a fost desființată. Ea poate fi readusă la viață oricând. O idee deosebit de faină, îmi pare mie, a fi următoarea. La Bârlad, acum, acolo este adunată floarea, crema astronomiei de amatori din România. Ce împiedică pe astronomii amatori să voteze o rezoluție prin care se declară urmașii Societății Astronomice Române înființată de Anestin și că această societate își reia activitatea. Câștigăm 110 ani de tradiție, care nu este în van, pentru că în 1935 încă Societatea Astronomică Română era activă. În 1939, Ioan Drăgescu din Cluj a înființat societatea Urania. Porma a plecat în Franța, unde a devenit un astronom freelance. Nu pot să spui că el a fost amator, pentru că a obținut rezultate deosebite chiar și pentru un profesionist. Dar după un hiatus, în 1968, Ion Corvin Sângeozan a înființat Astroclubul București. Scurtul la Iași încerca să înființeze Societatea Astronomică Urania. În 1987, Mircea Pteancu, adică eu, la Arad am înființat Astroclubul Galaxis. Severin Florian, în aceeași perioadă, a înființat Astroclubul din Bacău, unde locuia în acea vreme Victor Anestin. Vedem așadar o anumită continuitate. Nu înțeleg de ce astronomii amatori români nu își lasă la o parte micile orgolii și neînțelegeri din trecut, ci pur și simplu să înțeleagă, să-și dea mâna și să facă lucruri foarte simplu pe care l-am spus eu. Să declare faptul că, uite, subsemnații X, Y, Z, care suntem prezenți aici, decidem reluarea activității Societății Astronomice Române, care nu s-a dizolvat niciodată. Bun. Asta este o idee de care, dacă cineva dorește, poate să țină cont. Eu am încercat să fac acest lucru la a treia întâlnire de la Arad din 1991. Din păcate, s-au întâmplat niște lucruri atunci, am să povestesc exact ce s-a întâmplat. A trebuit să părăsesc locul în care aveau loc discuțiile, pentru că am fost informat că eram căutați de niște astronomi amatori din Odorheiu Secuiesc, așa, și până ce i-am recuperat pe ei și i-am adus la întrunirea noastră, participanții au binevoit, au decis că nu le trebuie Societatea Astronomică Română, au înființat Fundația Astronomică Română, na, care, din păcate, nu a adus roadele așteptate. După cum vedeți, mă frământă și mă preocupă acest subiect. De ce? Pentru că nu numai din punct de vedere organizatoric, și ca și publicație. Anestin a trecut la Jurnalul Științelor, Jurnalul Călătoriilor și al Științelor Populare, care din cauza Primului Război Mondial încetat să apară. Anestin a murit de boală și de foame în 1918, însă
revista respectivă și-a reluat activitatea, cred că în anul următor, în 1919 sau în 1920, sub titlul de Ziarul Științelor și al Călătoriilor. Și acest ziar a mers până în 1948, când a devenit Știință și Tehnică din ziua de astăzi. Moștenirea lui Anestin este aici împreună cu noi. Trebuie să o vedem, trebuie să o înțelegem și trebuie să o respectăm și trebuie să îi dăm viață. În același timp, în România au apărut mii și mii de astronomi amatori, care în grupulețe mai mici activează. Unii dintre ei obțin rezultate deosebite. Că avem, nu suntem noi cei mai mari și mai tari, nu suferim de buricomania daco-romană, nu suntem noi cei mai mari și mai tari în astronomia de amatori, dar avem astronomi amatori, tinerei care descoperă stele variabile la galați. Avem astronomi amatori care descoperă asteroizi în programele lui Ovidiu Văduvescu. Domnul profesor Adam știe foarte bine pentru că participă cu elevii la asemenea acțiuni. Avem astronomatori care construiesc telescoape. Construcția de telescoape. În Statele Unite, dacă îmi amintesc bine, Porter a organizat prima întâlnire a constructorilor de telescoape, Springfield Telescope Makers, în 1924. Și în această privință, în România, prin Ioan Zaide, în 1930 au început să construiască telescoape. Inclusiv unul din primele tuburi optice care s-au montat pe ecuatorial de către profesorul Curea la observatorul din Timișoara a fost un telescop optică făcută de Zaidel. Zaidel a făcut și pentru muzee, pentru instituții de cultură din întreaga țară a făcut optică, a făcut pentru astronomi amatori, inclusiv pentru domnul profesor dr. Oliver Pop. El a avut un telescop Zaidel de 15 cm, dar n-a fost singurul. Am avut mulți alții care au construit telescoape. Exact Zaidel, de care am pomenit, am scrisorile lui holografe și am să le public. El a descoperit o pată pe Saturn care a fost atribuită, nu mai amintesc acum îl numește cum îl chema pe actorul respectiv, un actor american, astronom amator, cu un telescop de 15 cm. Este unul dintre co-descoperitorii acestui fenomen. Avem laureața ai societății astronomice ai Franței. Aici este Vermont care a primit în 1906 a primit premiul de la Societatea Astronomică a Franței. Jean Dragescu a fost laureat de două ori, cel puțin, dacă nu de mai multe ori. Astronomii amatori sunt recunoscuți. Coșar Chișotilor din Salonta a făcut 100.000 de observații de stele variabile. Este un adevărat campion. A primit pentru această diplomă. Dan Vidican a primit tot de la AFSO, ca și Coșar Chișotilor, diplomă de merit pentru observațiile solare pe care le-a făcut. Avem astronomi amatori cu merite, iar noi nu avem o asociație, o societate a noastră. Avem societatea astronomică, societatea română pentru astronomie culturală, care se ocupă cu astronomia culturală. Avem alte asociații, dar nu avem o asociație, o societate umbrelă care să ne unească pe toți și să ne ajute să obținem rezultate și mai bune. Bun, în încheiere astronomilor amatori români, le urez sănătate, cer senin și spor la observații și să bună înțelegere cu colegii de hobby. Și poate punem de o societate națională, așa cum au toți. Eu sunt din 1995 membru în Asociația Astronomică Maghiară. Deci eu sunt rezolvat. Asta nu înțeleg.